Neața! Astăzi să știți că nu mai avem calendar advent. O să-l desfac când ajung mâine. Azi e sâmbătă, mâine e duminică, da. Mâine și o să-l desfac pentru zilele astea. Și am vrut să vă arăt că aici a rămas biroul meu din Germania, l-am adus pe el. Și l-am montat aici, având în vedere că am zis că iau masa aceea cu becuri după mine, unde mă duc, na, e mai chic, e mai nou, mai frumoasă. Am zis să nu-l arunc pe ăsta, că e fain și e fain așa structurat, doar că, na, mai trebuie să umblu la el, să mai pun niște chestii ca să arate mai frumos, eventual ceva deco. Și cam cu astea am rămas eu aici. Am ales, ca să zic așa. Hai să încep cu parfumurile. De când păstrez cutiuța asta, nu știu, de vreo 3 ani, de când am cumpărat setul cu paletă și chestii din alea mini, am parfumul ăsta de la Jill Sander, care e, nu știu, trebuie să-l agiți, e jumătate ulei, jumătate parfum și trebuie să-l agiți înainte să-l folosești. Dar e așa de fain, doar că-l folosesc vara și am trecut prin două veri cu el și n-am reușit să-l folosesc tot pentru că l-am mai alternat cu altele. Mai am foarte puțin din ăsta. Trebuie să-l termin și mai am unul nou în spate. Încă unul am la Timișoara. Mai am aici un J.Lo. Asta e a doua sticlă și pe asta am luat-o doar așa să-mi amintească de liceu. Eu am primit parfumul ăsta în liceu, exact ăsta și nu știu dacă se mai găsește acum. Și acum vreo, iar așa, 2-3 ani m-am apucat să îi resimt mirosul și să-l port iarna. Și l-am cumpărat de atunci, dar nu l-am prea folosit. Îmi place doar așa să-l miros, mi-amintește tare de liceu. Așa e la mine, multe mirosuri mi-amintesc de multe chestii sau mi-aduc amintiri. Iar ăsta tot de liceu mi-amintește, e de la Avon, e foarte vechi și îl țin, nu mă dau cu el, deși mai are foarte puțin, îl țin pentru că mi-amintește de ceva, nu știu de ce, habar n-am, ceva din liceu și îmi place să îl țin. Acolo ce am, o, nu știu, din asta goală, trebuie să îi pun paleta asta în ea, stai. Că mi-am păstrat și o paletă aici în caz de ceva. S-o pun aici. Aici sus mi-am păstrat pensule, un fond de ten care e stricată pompița la el, dar trebuie să-l mai folosesc că e puțin. Un spray de față, o cremă, un burețel. Da, corector de sprâncene, ceva rujuri mi-am păstrat ce aș crede eu că am nevoie când vin pentru câteva zile. Șampon uscat, deodorant, demachiant pentru ochi, demachiant pentru față, de la Caudalie, asta e tare fain, doar că lasă fața cumva unsuroasă, nu știu, trebuie să te speli după. Și cam atât, ceasul meu mereu aici, pentru că la ăsta trebuie să mă uit când mă trezesc dimineața. Nu știu, e ceva fix pentru mine să mă uit direct la el. A, și în partea asta mi-am păstrat oje și aici e cutia goală de la cutia L'Oreal cu două palețele mici, dar palețelele sunt la Timișoara și na, cutia n-am mai dus-o că n-am loc de ea. Pun acum la editat și trebuie să fac și patul ăsta. E ora 10. Sper să reușesc, că după masă vreau să ies din casă, că nu mai suport. Vreau să mă duc până la bunii, până la nepotul meu și tot așa, să umblu. Ne vedem mai târziu. Send it to us, we pray.
mâncat nimic și mi-e foarte, foarte... Wow! După mergem afară, am ceva de scos dintr-o cutie pentru Timișoara și să vă arăt și Bradul, că au luat Brad. Ia uitat și Bradul. Ne-am schimbat... Da, nu știu cum arată, că eu nu l-am văzut desfăcut. Ne-am schimbat planurile, a început și ploaia. Mergem până într-un sat aici lângă să cumpărăm niște... Mai mergem în tirul la cașcaval? Da, să cumpărăm niște cașcaval. Și mergem și la cineva să cumpărăm vin. Și vin de fiert și așa. Unde fugi? Unde fugi? Păi unde fugi? Te văd! Te văd! Hai aici, vino să faci puzzle-ul. Nu! Te chinuie! Maimuțica! Maimuțica! Tu ești, bă! Maimuțica! Maimuțica! Ia, strânge pernele frumos și pune-le pe canapia. Canapia. Pune-le. Te ajut și eu? Ce? Ce vezi? Aici. Aici ce? Hai să facem asta până vine mami. Hai. Vrei? Nu vrei. Nu vrei? Vrei. Să facem puzzle-ul ce ți l-am adus. M-am dus, da. Facem până la bunii și obosită. Și soacra lui Ionela, adică lui Varomea, mi-a dat niște, un fel de langoș, nu știu, turtă langoș. Și am găsit niște geam la bunii și mi-e foame. E ora, nici nu mai ai ceas aici, bunii, aveai un ceas aici. N-am mai putut, am vrut să fac niște clătite să mă... N-am mai. Ai zis că faci langoș. Alaltă ieri ai făcut? N-am făcut, că n-am avut timp, am făcut altceva. Dar unde e ceasul de acolo? S-a stricat? Era acolo sus. Dacă de afară, buzoia... Nici... Ia să văd, nu mai am nici baterie. Oh, mi s-a stins telefonul de tot. Mereu aceeași poveste. Nu știi cât e ceasul? Măcar ai făcut căldură aici data asta. Aici la noi? Mhm. Uh-huh. Dar aici toată ziua a fost ieri 3 zile. Am crezut că înțepenez de frig, m-am sculat de dimineață cu noaptea. Numai atunci când a venit eu nu l-ai făcut. Știu că ziua de astăzi nu a fost foarte lungă și nu am avut activitate. Stai că mi se tot mișcă ăsta în spate. A, așa, m-am pus lângă calorifer că m-au luat frigurile. Dar, de fapt, chiar am avut activitate, doar că n-am filmat eu prea mult. Ce-am făcut? De când am început ziua, na, ați văzut ce am mâncat, după ne-am dus într-un sat lângă să vedem dacă mai există fabrica aia de cașcaval, dar nu mai există, voiam să luăm cașcaval, în schimb am luat vin. Bun, după m-am dus direct la vară mea și la al mic, l-ați văzut pe nepotul meu, m-a terminat ăla. Am ajuns și la bunica mea și după ce am filmat acolo, m-am pus în pace, am dormit o oră. Deci, Andrei a zis că, bă, eu nu pot să vin după tine acum că-s la tenis, mă joc tenis, nu știu ce, și am zis, na, bine, o, sigur durez undeva după o oră, o oră jumătate, două ore să până vine el acolo. Na, bine. Ce am făcut? M-am pus în pat și am adormit. Deci am fost frântă, frântă. Da. Am venit acasă, trebuia să împodobim Bradul. Nici asta n-am mai făcut pentru că ne-am luat cu altceva. Și după aia m-am pus mult la un cavaler de Crăciun, că nu l-am terminat aseară. Și mai la niște vlogmasuri și acum e ora 10. Trecut de ora 10. Încă nu mi-e somn. Cred că de aia că am dormit o oră. Da. Și asta a fost ziua. Nici n-am mai apucat să-mi scot lucrurile pentru Timișoara. Asta o să fac mâine. Și mâine o să împodobim și Bradul, probabil. Cum mă descurc cu editatul pe laptop? Nu știu. Deja vlogul de ieri l-am postat editat pe laptop. Sper că nu e mare diferență.
Da, e mai practic că pot să fac asta și din pat și nu trebuie să stau pe un scaun, dar netul e mult mai prost aici. Am ia undeva la o oră să încarc clipul și chiar a fost unul scurt, dar na, mă descurc și cu asta. Bine, după masă mergem și înapoi la Timișoara și trebuie să mergem și pe la cumpărături, deci și mâine va fi ceva action. Na, gata. Vă las. Ne vedem mâine. Noapte bună.